Cultivați talentul vorbirii. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, drasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni, capitolul 4, cu versetul 6. Părinții trebuie să-și educe copiii în ceea ce privește deprinderea de a vorbi corect. Cea mai bună școală pentru aceasta este viața din cămin. Din ce mai fragezi ani, copiii ar trebui învățați să le vorbească părinților și fraților lor în mod respectuos și cu iubire. Ei trebuie învățați că de pe buzele lor nu trebuie să iasă decât cuvinte politicoase, adevărate și curate. Părinții să fie ei înșiși elevi în școala lui Hristos zi de zi. Atunci, ei pot să învețe pe copiii lor, prin învățătură și exemplu, importanța unei vorbiri sănătoase și fără cusuri. Aceasta este una dintre cele mai mari și mai importante îndatoriri ale lor. Puterea vorbirii este un talent care ar trebui să fie cultivat cu sârguință. Dintre toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, niciunul nu poate fi o binecuvântare mai mare ca acesta. Cu glasul, noi convingem și influențăm. Cu el, înălțăm rugăciuni și îl lăudăm pe Dumnezeu. Și tot cu el le vorbim și altora despre dragostea răscumpărătorului. Cât de important este, deci, ca ea să fie educată în așa fel încât să fie cât mai eficientă spre bine. Printr-un efort neobosit, toți pot dobândi deprinderea de a citi cu claritate și de a vorbi cu o voce deplină, clară, plăcută și într-un mod distinct și convingător. Făcând astfel, noi putem spori foarte mult eficiența noastră ca lucrători pentru Hristos. Fiecare creștin este chemat să le descopere și altora bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Buna cultivare și folosire a puterii vorbirii este legată de fiecare ramură a lucrării creștine. Ea are de-a face cu viața de familie și cu toate relațiile noastre cu oamenii. Ar trebui să ne obișnuim să vorbim pe un ton plăcut, să folosim un limbaj curat și corect și cuvinte amabile și respectuoase. Cuvintele dulci despre Hristos, că harul a fost turnat pe buzele sale, ca să poată ști cum să învioreze cu vorba pe cel dobărât de întristare. Domnul ne cere ca vorbirea noastră să fie totdeauna cu har, ca să dea har celor ce-l aud. Atunci când încercăm să-i corectăm sau să-i îndreptăm pe alții, ar trebui să fim atenți la cuvintele noastre. Toți aceia care susțin principiile adevărului au nevoie să primească un delemnul ceresc al dragostei. În toate împrejurările, mustrările trebuie să fie rostite cu dragoste. Atunci, cuvintele noastre vor aduce îndreptare și nu disperare. Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, ne va da forța și puterea necesare. Aceasta este lucrarea Sa. Amin.